Entuziast și direct răspunzător pentru funcția pe care o va reprezenta dacă va ieși învingător la alegerile din iunie, Adrian Stanciu este conștient că lupta pentru cârma primăriei Vulturești nu va fi una ușoară. Pentru a-l încuraja, președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, împreună cu ceilalți membri ai Uniunii Social-Liberale, îl susțin pe candidatul USL. Noi va trebui să participăm la alegerile din iunie cu un candidat al USL-ului din partea PSD-ului. Pentru că aici a fost problema. Și acum eu vă consult la ideea care am avut-o și am discutat-o cu colegii care a coordonat aici, ca domnul Stanciu să candideze din partea noastră a PSD-ului la primărie. În ceea ce privește însă activitatea politică, v-am spus după faptul că în timp de două mandate am deținut, în urma alegerilor din 2010, datorită și a, eu pot să spun, și a proastei noastre mobilizări, dar și a tăvălugului Portocaliu care s-a revărsat peste Vulturești și care a făcut din Vulturești la nivel național un fenomen, am pierdut primăria. Sper că începând cu 11 iunie, primăria Comunei Vulturești să revină la noi. Vreau să-i asigur pe colegii de la Vulturești și pe domnul Stanciu că va avea toată susținerea noastră, logistică și cu ceea ce putem în campania din 2012 și că ne dorim să contribuim și noi la câștigarea postului de primar și a Consiliului Majoritar la Vulturești. În lupta lui Adrian Stanciu i s-a alăturat și unul dintre foștii consilieri locali care aparținea Partidului Democrat Liberal. Acesta a fost înlăturat din partid de reprezentanții actualei puteri. Nemulțumirile mele au fost de la început, de când a apărut domnul senator Mircea Andrei la Comuna Vulturești. Mă duc cu domnul consilier. La alegerile apărute în 2010, mi-a cerut suma de 10.000 de euro pentru a candida la funcția de primar. De aici n-am fost de acord cu această strategie și de aici au început nemulțumirile. Pentru a acoperi banii cheltuiți în campania electorală din 2010, a vrut să sustragă banii din proiectele europene care erau făcute la Comuna Vulturești. Ce a făcut? Drept pentru care n-am fost de acord cu aceste proiecte, dânsul a făcut apel partidului. Eu m-am dus în fața partidului, mi-am dat demisia, n-a vrut să-mi primească demisia și după aceea, la o săptămână de zile, m-au demis dânsii. Următorul pas la Vulturești va fi întocmirea listei candidaților USL la funcția de consilier local.